Lăudați să fie numele Domnului! Întotdeauna este o bucurie să stai înaintea lui Dumnezeu. Întotdeauna este o bucurie să strigi către un Tată plin de îndurare, plin de bunătate, extraordinar, înțelegător, îndurător. Un Tată care nu stă cu barosul în mână sau cu sabia în mână la fiecare greșeală să te cicălească, să te lovească, pentru că e un Tată plin de îndurare, plin de răbdare. Și Dumnezeu, dacă știu ceva despre El și ce spune Scriptura, este întotdeauna adevărat și un adevăr absolut. Dumnezeu este dragoste. Haideți să spunem împreună, Dumnezeu este dragoste. Mai încă o dată, Dumnezeu este dragoste. Și când vorbim despre dragoste, vreau ca să clarificăm împreună niște termeni în dimineața asta. Nu vorbim despre acele trei tipuri de dragoste, despre cele trei cuvinte deosebite și diferite care inițiază acțiuni din limba greacă, pentru că dragostea lui Dumnezeu este foarte diferită, dar în limba greacă avem câteva cuvinte care se folosesc și sunt scrise în Scriptură. Primul este dragostea familială, dragostea storge, dragostea față de familie. Vezi, tu poți să-ți iubești familia, da? Și îmi spunea cineva, cât am sacrificat eu pentru familia mea, nu știe nimeni. Cât m-am zbătut eu, da, dar nu te-ai sacrificat pentru alții. Aia nu este dragostea lui Dumnezeu, e dragostea familială. Și dragostea de familie este o dragoste limitată. După aceea este dragostea de frați, fileos, în limba greacă. Nu storge, dar fileos. E foarte, foarte interesant cuvântul fileos. Înseamnă să-ți dai, cum să zic, timpul tău, să dai din resursele tale, să le împărtășești cu prietenii tăi, cu frații tăi. E dragostea familială. Acolo se vorbește, vă aduceți aminte, Ionatan cu David. Aveau fileos, aveau o dragoste de frați între ei. Se prețuiau unul pe altul, se respectau. Nici despre asta nu vorbim astăzi. Și mai este acea dragoste eros, care este acea pasiune sexuală, da, dragostea, iubirea sexuală, nici despre aceea nu vorbim astăzi, ci ceea ce vorbim astăzi este despre dragostea la absolut, la superlativ, dragostea în forma ei pură, Dumnezeu însuși, dragostea agape, care este egal sacrificiu. Biblia spune de multe ori, și mi-aduc aminte și vreau să citesc un pasaj din Roman, capitolul 5, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Dar cred că cel mai frumos o descrie Sfântul Apostol Ioan când spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vedeți, dragostea este natura, dar și inițiativa lui Dumnezeu. Totul a început cu Dumnezeu, totul a început cu inițiativa lui, nu a început cu noi. Biblia spune, mă scuzați, Biblia spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai Lui și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Tot ce Tatăl face, face motivat de iubire. Dragostea lui Dumnezeu este atât de nelimitată, este atât de mare, încât noi încă nu putem să o înțelegem. Dragostea lui Dumnezeu egal sacrificiu. O să repet astăzi, dimineața, în dimineața aceasta și o să spun de nenumărate ori. Dragostea lui Dumnezeu întrece dragostea de familie, întrece dragostea de partener, întrece dragostea de frați. Ea este absolut sacrificiu. Vedeți, primul lucru care îl învățăm despre dragostea lui Dumnezeu este că, pe lângă că e natura Lui, este și inițiativa Lui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Dumnezeu întotdeauna inițiază. El este un Tată care inițiază. Și ceea ce noi trebuie să facem, pentru că nu e inițiativa noastră, pentru că Biblia spune, voi erați morți în greșelile, eram morți în păcatele noastre. Păi un mort nu reacționează. Dumnezeu din ceruri a venit la tine, chiar dacă erai viu, umblai ca un mort, chiar dacă erai viu, erai viu, erai un suflet viu, dar erai un duh mort. Dumnezeu a trebuit să te inițieze, să-ți dea harul, să-ți dea viață, să vină spre tine și spre mine cu dragostea Lui. El este inițiatorul. Spune-i, Tată, îți mulțumesc că Tu ai inițiat și m-ai chemat la tine, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Vezi tu, dragostea adevărată, dragostea jertfitoare niciodată nu este pasivă. Dragostea jertfitoare este o dragoste care nu numai că intră în acțiune, nu numai că gândește, dar intră în acțiune, face un plan și duce planul la capăt, se sacrifică. Și îmi place acest gând că Dumnezeu este inițiatorul. Haideți să spunem împreună, Dumnezeu este inițiatorul. Dar Dumnezeu, Roman 5:8, își arată dragostea
prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Îmi place atât de mult acest cuvânt. Dar îmi place încă un verset din 1 Ioan 4:9 care mă întărește așa de tare. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Nu-i tare lucrul ăsta că Dumnezeu te-a făcut întâi pentru El? Dumnezeu a făcut umanitatea întâi, ar fi putut spune, știi ce, lasă-i să moară în păcat. Și totuși, El care ne cere să căutăm mai întâi împărăția, mai întâi ne-a pus pe noi, mai întâi ne-a pus pe noi. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, atât de mult ne-a pus pe locul întâi, încât a dat ce a avut mai bun pentru noi. Gândește-te, ce tată și-ar da fiul pentru altul? Am auzit o poveste al unui păstor scoțian, care a călătorit pe Titanic și la un moment dat atunci în apele rece ale Atlanticului, când toată lumea striga și urla, se pare că el ar fi pus mâna pe o bucată din asta de lemn sau de ceva, nu știu, plastic și a aruncat-o fiului său și a zis, fiul meu, salvează-te! Și lângă el era prietenul lui, care nu era credincios. Și începea să se nece, lua apă și se neca și la un moment dat i-a aruncat bucata aia de lemn și zice, ține-te, Jim, ține-te de ea, trebuie să trăiești, trebuie să-L cunoști pe Hristos. Și tatălui a spus, ce faci, fiule, ce faci? Eu sunt deja mântuit, El este prioritate, El este mai întâi. Vezi tu, e important să înțelegem că Dumnezeu s-a sacrificat, Dumnezeu are inițiativa, Dumnezeu te-a pus mai întâi pe tine și pe mine. Pe mine gândul ăsta mă copleșește, pentru că Dumnezeu m-a făcut prioritate. Când eu eram un pierdut, când eu eram un om fără Dumnezeu, când eram un om fără valori, când eram un păcătos, când eram un păcătos din fire, cum zice, copiii ai mâniei, Dumnezeu s-a sacrificat și în dragostea Lui a făcut o cale ca noi să fim împăcați cu El. Ce tare mi se pare asta, că din vrășmaș ne-a făcut copii ai Lui, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu uita, Dumnezeu este inițiatorul. Vezi tu, dragostea de Dumnezeu întotdeauna inițiază. Dragostea lui Dumnezeu întotdeauna inițiază. Dacă tu n-ai fost atins de dragostea lui Dumnezeu, probabil de asta trăiești o viață pasivă. Probabil de asta ești un creștin pasiv care nu face niciodată nimica, ci doar vine la biserică, se pune pe un scaun și așteaptă să primească hrana cea de toate zilele. Dar când te atinge dragostea lui Dumnezeu, nu mai poți să stai decât să începi să spui și altora cea mai bună veste din univers. Că El îți devine tată, că tu din vrăjmaș ai devenit fiu și că această dragoste este disponibilă și această mântuire este disponibilă și accesibilă pentru cei ai pierdut, amin? Dragul meu, Dumnezeu a fost inițiatorul, dar ce parte avem noi de făcut? El se așteaptă ca să răspundem la dragostea Lui. Să știi, oamenii nu vor merge în iad pentru că, doar pentru faptul că sunt păcătoși, ci oamenii vor merge în iad voluntari pentru că n-au răspuns la dragostea lui mare, la dragostea lui jertfitoare, n-au răspuns la oferta pe care Dumnezeu le-a făcut-o, n-au răspuns la acest cadou minunat, o mântuire așa de mare. Și atunci când nu răspuns, se întâmplă două lucruri. Unu, pierzi mântuirea, pentru că mai devreme sau mai târziu cu toții o să murim dacă nu vine Domnul. Și mor nemântuit și doi, cât trăiești pe pământul ăsta, ești un creștin, ești un credincios pasiv. Tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dar nu te-ai lăsat impactat de dragostea Lui la rândul tău. Și atunci când te lași cu adevărat impactat de dragostea Lui, vezi tu, dragostea Lui are efectul ăsta. Te scoate din pasivitate și te bagă în acțiune. De asta atunci când Duhul Sfânt a venit peste ucenici, ucenicii n-au mers la somn. Ce au făcut? Au mers să predice Evanghelia. Fiecare umplere a Duhului Sfânt nu este ca să primești darurile Lui. Darurile Lui sunt pentru folosul altora. Când vine plinătatea Duhului, spune și Pavel plin de Duhul Sfânt a zis, și Petru plin de Duhul Sfânt a zis, când ești plin de dragostea lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu, nu tot ce faci vorbești în limbi toată ziua, vorbirea în limbe bună. Este darul, unul din darurile Duhului Sfânt, dar nu-i singurul. Dar umplerea cu Duhul Sfânt, umplerea cu dragostea lui Dumnezeu se manifestă în activitatea ta continuă de a începe să spui altora despre dragostea Lui cea mare. Vezi tu, când dragostea lui Dumnezeu te atinge, Dumnezeu e inițiatorul, dar nu rămâne singur și tu devii un inițiator. Începi să inițiezi acte de dragoste față de familia ta, începi să inițiezi acte de dragoste față de prietenii tăi, începi să inițiezi acte de dragoste față de semenii din jur și aș vrea să le luăm pe rând. Deci dragostea lui Dumnezeu inițiază întotdeauna. Iubirea de Dumnezeu, atunci când te atinge, nu numai că te face un inițiator, dar devine prioritate pentru tine.
Îmi place ce spune Domnul Hristos în Matei 10 cu 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Eu vreau să spun o întrebare în dimineața asta. Pentru că dacă ție îți ia timp atunci când ai de ales între dragostea de Dumnezeu și păcat, înseamnă că încă n-ai fost impactat atât de puternic de dragostea Lui cum trebuia. Dacă încă ți ia timp, atunci când ești în relațiile astea familiale, mai bine nu supăr pe tata și pe mama, mai bine nu mă duc la biserică decât să-i supăr, înseamnă că încă n-ai fost impactat cu adevărat de dragostea lui Dumnezeu, pentru că Domnul Hristos zice, eu n-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia. Odată și odată tot va trebui să superi pe cineva. Ce spune Domnul Hristos aici în Matei? Nu este să nu-ți iubești familia, ci să nu pui dragostea de familie mai sus decât dragostea de Dumnezeu. Vezi tu când ești impactat de iubirea Lui, nu numai că devii un inițiator, nu numai că răspunzi la dragostea Lui, dar și schimbi prioritățile, familia mea devine pe locul 2. Dumnezeu are prioritate maximă. El este vocea, El este Domnul, El este Mântuitorul, El este Stăpânul, El este Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Scriptura spune, căutați mai întâi împărăția. Vreau să te întreb, cauți mai întâi împărăția sau cauți familia? Cauți mai întâi împărăția sau cauți business-ul? Cauți mai întâi împărăția sau cauți să-ți faci o carieră? Cauți mai întâi împărăția? Care e căutarea ta permanentă? Domnul Hristos spune aici, trebuie să schimb căutarea. Trebuie să schimb căutarea, trebuie să încep să mă cauți. Dacă dragostea mea te-a atins cu adevărat, tu trebuie să răspunzi într-o căutare permanentă de zi de zi a lui Dumnezeu. Căutați-mă și mă veți. El spune, căutați-mă, schimbați-vă prioritățile. Ok, până acum ați mers încolo. Pocăința adevărată nu înseamnă doar schimbarea mentalității și întoarcerea de la căile tale vechi. Întoarcerea de la tiparele tale vechi. Vezi tu, iubirea de Domnul are un efect în viața ta ca etic și te face un inițiator, te scoate din pasivitate, dar are un efect și în zona familiei tale naturale. Faceți aminte de Avram? Ieși din casa tatălui tău, din pământul tău, ieși din casa tatălui, lasă-ți în urmă familia și spune Domnul Dumnezeu acolo în Geneza, ieși Avrame, iubește-mă pe mine mai mult decât orice. Avram a fost mai încolo, mai dincolo testat, a fost testat și cu fiul său până la urmă. Vă aduceți aminte? În Geneza 22 spune Scriptura că Domnul i-a zis, ia-l pe fiul tău, pe singurul fiul tău, du-te la un munte pe care ți-l voi arăta și adu-l jertfă Domnului. Și noi știm finalul, Avram a fost acolo testat, a fost încercat. Întotdeauna dragostea de Dumnezeu va fi testată în viața ta, dragostea de familie va fi testată și mai mult, întotdeauna dragostea față de familie se va bate cu dragostea de Dumnezeu. Sunt lucruri grele, știu. O să vină momente când va trebui să te compromiți, când familia îți va zice, auzi, mai las-o și tu cu pocăința asta, mai las-o cu Scriptura, citești prea mult Biblia. Atâta zici de Dumnezeu și atâta iubești pe Dumnezeu, dar noi, familia, noi care te-am făcut și o să-și ceară drepturile. A venit o zi în viața mea când tatăl meu m-a pus să aleg între Dumnezeu și el. Eram deja adult, venisem din armată și a zis, băi băiatule, nu se poate și cu Dumnezeu și cu mine, trebuie să alegi. Dragul meu, va veni o zi când va fi poate nevoie să alegi. De cine vei asculta? Îl vei lepăda pe Dumnezeu din ceruri? Dragostea lui, iată, nu zice să lepezi familia, zice să-l iubești pe el întâi, pentru că atunci îl iubești, când îl iubești pe el întâi, vei putea și familia să o iubești într-un mod sănătos, amin? Pentru că noi de obicei avem așa niște legături sufletești fantastice între noi și familia noastră, sunt legăturile alea de sânge care nu se rup așa ușor, dar Dumnezeu și dragostea lui atât de mare încât atunci când vine și te umple, poți să-l faci pe el prioritatea numărul 1. Spune-i, Doamne, vreau să te fac prioritate în viața mea. Dragostea lui Dumnezeu n-atinge doar aspectul dintre tine și El sau dintre tine și familie, dar atinge și aspectul dintre tine și Scriptură. Atunci când te atinge dragostea lui Dumnezeu, începi să iubești cuvântul Lui. Instinctul unui copil care se naște este să meargă la mama lui și să se hrănească cu lapte, corect? Instinctul unui om născut din nou, atunci când te naști din nou, zice Pavel și Petru, să tânjiți, să doriți laptele duhovnicesc, oameni buni. Dacă tu te naști din nou, dacă tu ești copilul Domnului și nu ai această foame în tine după cuvânt, ceva nu e ok.
Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu te atrage, nu, băi, hai să vă ce spune. Când m-am născut din nou, aveam o foame teribilă în mine după Scripturi. Nu mă putea nimeni opri, trebuia să citesc, nu mă săturam, eram avid după Scriptură. Oare tu cum ești? Dragostea aceasta mare despre care am cântat, cum poți să o demonstrezi? Biblia spune, cine mă iubește, păzește poruncile mele. Cu alte cuvinte, cine mă iubește, face din această carte o prioritate. Vezi tu, dragostea lui Dumnezeu, tu poți să cânți aici cu mine și împreună cu mine și noi toți. Dragostea lui Dumnezeu m-a atins. Cum să vede acest lucru? Trăim doar la nivel de teorie sau suntem chemați să trăim la nivel de practică? Vezi tu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, încât n-a rămas la nivel de teorie și de gând, ci El a intrat în acțiune. Dragostea lui Dumnezeu se vede atunci când tu iubești cuvântul Lui și îl prețuiești mai mult decât păreri personale, decât părerile altora, decât părerile culturii în care trăiești. Sau te-a afectat atât de mult cultura în care trăiești, încât nu mai știi ce e bine și ce e rău. Dragul meu, întoarce-te la Scripturi. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, știi cum îi demonstrezi? Păzind poruncile Lui. Și Ioan spune, poruncile Lui nu sunt grele. Sunt chiar ușoare, pentru că atunci când te umple Duhul Sfânt și dragostea lui Dumnezeu, îți dau energia, îți dau puterea ca să păzești cuvântul Lui. Cuvântul Lui care rodește în tine. Cuvântul Lui care te ajută, care te întărește, care îți dă sănătate. Biblia spune în Ioan 14:21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iată că atunci când iubești cuvântul lui Dumnezeu, nu numai că demonstrezi dragostea ta pentru El, pentru că El te-a iubit întâi, acum tu îl iubești la rând, tu răspunzi iubirii Lui, dar ești iubit de Dumnezeu și nu numai, dar Hristos ți se va arăta, nu vei umbla în întuneric, vei avea lumina lumii cu tine mereu. Wow, ce beneficii! Lăudați să fie Domnul! Vezi tu, dragostea lui Dumnezeu nu s-a arătat, cum spunea păstorul Timotei și păstorul Ionel, doar așa ca să ne iubească și să ne demonstreze ce tare e El. Dragostea lui Dumnezeu are niște efecte imediate în viața celui pe care îl atinge. În primul rând că începi să răspunzi, devii inițiator. După aia pui prioritățile bine, îl pui pe Dumnezeu pe locul întâi, nu familia, pe Dumnezeu pe locul întâi. Și după aceea începi să iubești cuvântul Lui și să-L păzești și să-L împlinești. Iacov spune, nu fiți ascultători, uituci, înșelându-vă, ci împlinitori cu fapta. Iată că dragostea lui Dumnezeu când te atinge, devii un împlinitor, devii un iubitor al cuvântului. Îți place să iubești cuvântul. Acum, de curând, am trecut pe la soacra mea și avea o pisicuță mică. Și am văzut ceva interesant la pisic. Mie nu-mi plac pisicile, din star vă spun. Mi se par manipulatoare, mi se par că patronează pe stăpânul casei, ele devin stăpâna casei, fac ce vor, dar au ceva bun care îmi place. Pisica acum s-a murdărit, imediat se curățește. Ați observat? Deci de nu s-a curățat de nu știu câte ori pe zi. Bă, mă, teamă, omule, își făcea curățarea. Vezi tu, noi suntem chemați să ne facem curățarea. Biblia spune că cuvântul ne curățește, cuvântul ne sfințește. Le-ai dat cuvântul tău și i-a sfințit, i-a curățit. Nu te curățești stând la televizor, nu te curățești stând pe Instagram, nu te curățești stând pe Facebook, nu te curățești pierzând vremea de pomană în anecdotele acestei lumi, ci apropiindu-te de cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Dar, dragul meu, iubirea de Dumnezeu nu se vede doar în răspunsul tău față de El. Nu se vede doar în faptul că pui familia pe locul 2 și pe El îl faci prioritate. Nu doar în dragostea de cuvânt, dar și în dragostea de semeni. Acolo se testează dragostea de Dumnezeu. Îmi zicea cineva, mă frate Sani, până la dragostea de frață am trecut toate testele. Credeam că îl iubesc. Când a venit versetul cu dragostea de frață și mi-am făcut evaluarea, mi-am dat seama că nu pot. E greu. Iubirea de Domnul se vede în iubirea de semeni. Biblia spune în 1 Ioan 2:11, dar cine urăște pe fratele său este în întuneric. Umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că în întunericul i-a orbit ochii. 1 Ioan 3, de la 17 la 18, dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, citim împreună, să nu iubim nici cu limba, ci cu fapta și adevărul.
Vedeți? Biblia spune clar, e important să trecem la fapte. Dragostea lui Dumnezeu, dacă te-a impactat cu adevărat, crede-mă, nu poți să stai pasiv, n-ai cum. Când m-a atins puterea lui Hristos, am început să merg pe străzi să spun, Iisus Hristos m-a mântuit, Dumnezeu vă iubește, suntem niște păcătoși. Erau oameni șocați, să uitau la mine, pe oricare om care îl prindeam pe linia pe care eram pus, începeam să-i spun, nu conta că eu călătoream cu trenul, cu avionul, mergeam cu mașina, deschideam subiectul și începeam să vorbesc. Ascultă, ai nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Văd că ești un om frământat, văd că ești un om distrus, văd că ești un om apăsat. Ai nevoie de dragostea lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:16, noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru... Și noi, deci, citind de acolo, și noi, deci, trebuie să ne dăm... Vezi tu, cu alte cuvinte, e ușor să spui, dragostea lui Dumnezeu m-a atins, dragostea lui Dumnezeu e fain, e super să lăudăm pentru asta. Dar testul real, testul în practică vine atunci când treci de la teorie... Și încep să faci ce a făcut El. Dumnezeu, când s-a jertfit pe sine, când a trimis pe Fiul Lui, El ne-a dat un model care noi trebuie să-L urmăm, să-L imităm, amin? Imitați-o Cristi, trebuie să-L imităm pe Hristos. El vrea să trecem de nivelele aia de dragoste carnală, eros, de dragoste frățească, fileos, de dragoste familială, storge. El vrea să mergem la dragostea jertfitoare, agape. Ăla e testul. Și dragostea agape întotdeauna se jertfește. Vezi tu, dragostea lui Dumnezeu, cum spuneam, nu numai că te transformă într-un inițiator, nu numai că îl pune pe Dumnezeu prioritate deasupra familiei, nu numai că începe să iubească cuvântul și să-l împlinească, dar se arată în moduri și practice și concrete față de frați, față de biserică. Dar nu numai atât, mai e un lucru. Iubirea de Domnul se vede întotdeauna în lepădarea lumescului și urârea acestei lumi, acestui sistem. Sunt milioane de copii ai Domnului care îmbrățișează sistemul, care spun cu gura că sunt creștini, dar ei nu mai sunt de mult. Dacă te uiți la ei, vezi faptele acestei lumi, spunea Domnul Hristos, sunt călăuziți de Duhul răzvrătirii, sunt călăuziți de Domnul Văzduhului, de Prințul Întunericului. Ei de mult l-au lepădat pe Stăpânul care i-a salvat, spune Petru în capitolul 2. Pentru că nu mai fac faptele Stăpânului de sus, au început să facă faptele Stăpânului de jos. Domnul Hristos îi mustra pe farisei și pe evrei și spunea, voi aveți de tată pe diavolul pentru că trăiți minciuni, predicați una și trăiți alta. 1 Ioan 2 de la 15 la 17, 1 Ioan 2 de la 15 la 17, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, spunea cineva, Doamne Iisuse, băi, bine era să se oprească la nu iubiți lumea, să nu zică și lucrurile, că eu cam iubesc lucrurile. Ești și tu unul dintre oamenii care iubești lucrurile și folosești oamenii? Sau iubești oamenii și folosești lucrurile? Repet, ești unul din oamenii care ai început să iubești lucrurile și folosești oamenii? Sau iubești oamenii și folosești lucrurile? Citim împreună, nu iubiți lumea, nici lucrurile din... Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el... Căci tot ce este în lume, pofta firii, pofta și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Care e voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este să-L iubim pe El? Să iubim pe semenul nostru și să urâm lumescul și lumea. Vă aduceți aminte de Esau? Biblia spune că Iacov avea un frate pe nume Esau și la un moment dat ăsta a fost plecat la câmp și a venit acasă rupt de obosit. Și Iacov făcea acolo o ciorbă de linte. Da, o ciorbă de linte, o mesteca acolo și vine Esau și zice, dă-mi să mănânc, căci mor, mi-e foame, sunt disperat, dă-mi să mănânc, dă-mi să mănânc. Așa spun oamenii lumești, dă-mi să mănânc, vreau mai mult să gust din lumea asta, vreau să mă înfrupt din bogățiile ei, vreau să mănânc, vreau pofte, vreau să mă împinesc poftele. Și Iacov îi zice, îți dau, dar trebuie să-mi dai dreptul de întâi născut. Și Esau zice, și ce-mi folosește, ia-l, dă-mi să mănânc, mai bine decât să mor, mai bine îl dau, ia-l. Omul lumesc, vă aduceți aminte de Lot? Povesteam săptămânile trecute, Avram și Lot. Lot zice că s-a uitat la câmpiile bine iudate ale Iordanului înspre Sodoma și Gomora și a ales cu ochii omul oportunităților. Avram însă
A fost omul credinței, a mers acolo în pustiul Negev și a pus corturile și Dumnezeu l-a binecuvântat. Vezi tu, când îl ai pe Dumnezeu, nu trebuie să iubești lumea. Nu trebuie să iubești lumea, nu trebuie să iei fiecare tren al lumii, fiecare autobuz. Ah, dacă nu e o oportunitate, asta pierd. Nu, pentru că Dumnezeu te poate binecuvânta și într-un pustiu. Dumnezeul binecuvântărilor te poate face mare acolo unde ești. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Vezi tu, tot mai prin faptul că iubim această lume, că ne este greu să ne despărțim de ea, că stăm numai cu ochii lipiți de pământ, demonstrăm în fapt că nu avem în noi dragostea lui Dumnezeu. Era un cântec, pregătește-te, tu fii gata. Pregătește-te, tu fii gata, fiecare își va primi răsplata, că-și vine Iisus. Și la cântecul ăsta câțiva au ieșit afară și au zis, auzi, noi nu vrem să vină Iisus, iubim lumea. Încă vrem să ne facem lucrurile, încă avem planuri, încă avem... Noi nu vrem să vină Iisus. Noi nu vrem să vină Iisus, să stea Iisus acolo la El, Maică, să mai rămână, că mai avem treabă pe pământ. Dacă nu iubești venirea Domnului, e un semnal destul de prost pentru viața ta de credință și te descalifică. Pentru că Apostolul Petru spune clar acolo, așteptând și grăbind venirea Domnului, iubești tu venirea Domnului. Apostolul Pavel spune, iubesc venirea Domnului. Dragul meu, dacă iubești lumea, ești prins în lume, te rog frumos, adu-ți aminte de soția lui Lot. Lot înseamnă văl în limba ebraică, văl. Adică ești legat la ochi, mergi cu ochii închiși prin lume. Și atunci când i-au scos îngerul Domnului pe Lot și pe soția lui, i-au scos îngerii din Sodoma și în Gomora, i-a spus, nu vă uitați în urmă, și ea s-a uitat. Și Biblia spune că s-a făcut în stâlp de sare. De ce? Pentru că iubea atât de mult păcatul. Era născută în păcat. Nu s-a desprins niciodată de păcat. Avea un sos neprihănit, Biblia spune în Evrei, că își chinuia sufletul datorită cetății în care locuia. Dar ea niciodată n-a primit credința lui. A rămas o lumească, ca și Esau. Dragul meu, nu rămâne lumesc. Lumescul nu moștenește împărăția lui Dumnezeu. Biblia spune că dacă iubim lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în noi. Tot în Ioan se spune că dacă practicăm nedreptatea, păcatul, ca stil de viață, dragostea lui Dumnezeu nu este în noi, suntem de la cel rău. Vreau să te întreb, iubești lumea? Iubești lumescul? Pentru că dragostea de Dumnezeu nu se vede doar în răspunsul pe care tu îl dai lui și devii un inițiator în sacrificiu și un model pentru cei din generația ta. Nu se vede doar în faptul că l-ai pus pe Dumnezeu pe primul loc și l-ai făcut prioritate pe El și cuvântul Lui. Nu doar în dragostea de frați, dar se mai vede și în lepădarea lumescului. Ca pisicuța aia, când vezi că te atinge lumea, să te speli repede, să te duci la cuvântul lui Dumnezeu, să te duci în rugăciune, să te acoperi cu sângele Domnului Iisus, să zici, Doamne Iisuse, nu vreau să murdăresc sufletul, nu vreau să-mi compromit sufletul, pentru că oricum, viața asta e trecătoare. Cât poți trăi pe pământul ăsta? Încă 10 ani, încă 20, încă 30, încă 50, să zicem. E mult în comparație cu o veșnicie care nu se va termina niciodată? Eu cred că e foarte puțin. Eu cred că e foarte puțin. Am auzit de un om, un general de armată care era copilul Domnului și la un moment dat doctorii au spus că are cancer și are 6 luni să trăiască și el spune, wow, ce minunat e Domnul, și colegii lui din armată, băi, ce cu tine ești? Nu, Dumnezeu e minunat, mi-a mai dat 6 luni să mă pregătesc bine de tot ca să-L întâlnesc. Pentru că dacă m-aș întâlni cu regina Angliei, m-aș pregăti, mi-aș schimba hainele, mi-aș face freza, mi-aș lua cele mai bune uniforme, dar acum mai am 6 luni să mă pregătesc să mă întâlnesc cu regele regilor. Iată un om care nu iubea lumea, iată un om care era desprins de lume, un om care n-a plâns când a auzit vestea, pentru că știa că se duce într-o lume mai bună, cetatea noastră este sus, amin? Aș vrea să trag câteva concluzii astăzi, pentru că dacă n-ai înțeles dragostea lui Dumnezeu, când atinge un om, o persoană, are așa un impact asupra lui încât îi schimbă coordonatele. Îi schimbă coordonata cu el, îi schimbă relaționarea la el, să relaționează altfel la cuvânt, să relaționează altfel la familie, altfel la semeni și altfel la lume. Și dacă tu încă n-ai ăștia 5 lucruri clare în viața ta, înseamnă că dragostea lui Dumnezeu a venit, s-a manifestat, s-a arătat, dar tu încă nu i-ai răspuns prin credință. Tu nu te-ai lăsat atins de dragostea lui Dumnezeu, te ții, așa cum spunea păstor Ionel, ai o inimă împietrită, nu vreau să iert, nu vreau să-l las de la mine, nu vreau să mă las.
Dragul meu, lasă dragostea lui Dumnezeu să te atingă în dimineața asta. Nu ține de lucrurile lumii. Ascultă-mă, odată eram, aveam așa o râcă cu cineva și la un moment dat Dumnezeu m-a întrebat, ce vrei, dreptate sau milă? Pentru că tu poți să ai dreptate în privința, și aveam dreptate în privința la toată treaba asta. Dar cu ce măsură dai, cu aia o să-ți dau și-o ție. Cu solnei aia cu care îi măsori tu la vecinul, după aia te bat pe umăr și zici, dă-o puțin. Cu ce măsură ai dat? Cu aceeași, dar dacă vrei milă, atunci mila este fără limită. Dragul meu, ce vrei? Vrei să ai dreptate? Vrei să fii tu numărul unu, number one? Vrei să fii tu numărul unu sau l-ai pus pe Dumnezeu prioritatea vieții tale, 100%, absolută, Dumnezeu e prioritate, cuvântul lui e prioritate? Îmi iubesc familia, sunt gata să mă sacrific pentru ei, dar Dumnezeu e prioritate? Mi-arăt dragostea față de semeni, dar hei, am o problemă la iubirea față de lume. Trebuie să lucrez aici. Vreau să-ți spun câteva întrebări în dimineața asta, să mi le pun și mie, în egală măsură. Ce-ar fi ca în dimineața asta, Joshi, dacă poți să vii, dacă mai ești în zonă, ce-ar fi ca în dimineața asta să-ți verifici inima? Să vezi dacă ai alte iubiri în viața ta, mai mari decât Dumnezeu. Odată, într-o zi, a venit un om bogat și a zis învățătorului, ce bine să fac să moștenesc viața veșnică, că eu ce mi-am propus în viață, cam toate le-am biruit, ce mi-am propus, cam toate le-am atins, ce bine să fac, ca și cum era în puterea lui să moștenească viața, putea să o cumpere prin faptele lui sau prin neprihănirea lui. Și Domnul Hristos îi dă un test practic, îi zice, ține poruncile, pe toate le-am ținut, atunci mai ai un singur lucru, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și apoi vino și urmează-mă, îți dau cea mai mare oportunitate a vieții tale, îți dau cel mai mare privilegiu. Să renunț la bogățiile lumii și să vii să mă urmezi pe mine, Fiul lui Dumnezeu, să-mi fii ucenic. Ăsta a intrat ca singurul om în istorie care Hristos l-a chemat după el și l-a refuzat. Puteam să citim astăzi o Evanghelie a lui, însă a refuzat pentru că Biblia spune i s-a întristat inima și s-a mâhnit mult pentru că avea multe bogății. Iată că atunci când i-a dat Domnul Hristos testul practic, iubirea de bani a ieșit în evidență mai mult decât iubirea de Dumnezeu. În Luca capitolul 9, acolo sunt trei persoane care îl contactează pe Hristos și unul spune, lasă-mă mai întâi să mă duc să mă îngrop tatăl, iubirea de bani. Pentru că fiul care îl îngropa pe tatăl, stătea cu el până la moartea tatălui, fiul cel mare moștenea dublu. Domnul Hristos îi spune, lasă morții să-și îngroape morții, tu dacă ai primit lumina, vino și urmează-mă. Altul spune, lasă-mă să mă duc să-mi iau la revedere de la părinți. Relațiile pentru mine sunt importante, nu pot să mă despart așa ușor. Domnul Hristos îi spune, cine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este vrednic să fie ucenicul meu. Vreau în dimineața asta să-ți verifici inima. Oare ai în inima ta iubiri mai mari decât iubirea față de Hristos? Apostolul Pavel spune despre cruce, că eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri e un câștig. Vă spun sincer, îmi doresc nivelul ăsta de credință. Îl doresc nivelul ăsta. Să pot să spun și eu ca apostol Pavel, pentru mine a muri e un câștig. Dacă plec mâine sau astăzi, slăvit să fie Domnul, e un câștig. Și a trăi, dacă rămân aici, este Hristos. Nu-mi văd viața altfel decât în jurul Domnului meu Iisus Hristos, Stăpânului care m-a salvat. El este prioritatea mea maximă. El este liderul meu, e păstorul meu, El e vocea care vorbește. Dar trebuie să luăm aminte. Oile mele, ascultă! 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 Dacă ești oiță, asculți! Verifică-ți inima. Spune, Duhul Sfânt arată-mi, iubesc ceva mai mult decât pe tine? Ia-ți câteva momente și cercetează-te înaintea Domnului.
altă întrebare. Hai să ne verificăm afecțiunea față de familie. Să vedem întrece iubirea noastră de familie, iubirea de Hristos. Să ne aducem aminte de Avram, care a fost gata să lase, să iasă și să-L facă pe Dumnezeu prioritate maximă. Întrece afecțiunea ta față de familie, dragostea de Hristos. Acum mai avem o plagă în societatea asta, oameni care iubesc animalele mai mult decât oamenii. Sunt oameni care sunt atât de legați de animăluțele de companie, încât Hristos nici nu mai contează, petrec mai mult timp cu animalul. Petrec mai mult timp să-l ducă să plimbe, petrec mai mult timp să-l hrănească, petrec mai mult timp să-l mângâie. Hristos este pe locul 2, 3, 4. Vreau să te întreb, dragostea ta de familie întrece dragostea de Dumnezeu? Gândește-te la asta. Verifică-ți inima. Întrebare care o am pentru noi în dimineața aceasta. Crezul tău față de semeni este dublat de fapte sau rămâne doar un crez teoretic? Iubirea ta față de semeni este dublată de fapte concrete sau rămâne doar la nivel de teorie? O, eu iubesc lumea, iubesc oamenii, iubesc pe semeni, dar nu faci niciodată nimic, un pas concret, n-ai făcut niciodată un pas înspre ei. Ne-e atât de greu să ne ridicăm duminică dimineața de pe scaun și să ne mișcăm 2 metri și să salutăm. Cum ne vom sacrifica? Pentru că Biblia spune, nu e dragoste mai mare decât să-și dea cineva viața pentru aproapele său. Cum îți dai viața pentru aproapele tău? M-a auzit o poveste cu o bătrână văduvă care de câte ori mergea la piață, din roșiile pe care le cumpăra punea o roșie deoparte, din morcovii pe care lua punea un morcovel deoparte, din mărar punea deoparte, din tot ce lua, din ouăle pe care le cumpăra punea un ou, două deoparte și făcea o punguliță mică pentru una din vecinele ei care n-avea pensie. Și ea avea o pensie foarte mică. Domnul Hristos ne arată o văduvă în Biblie la templu și spune că acolo veneau și aruncau bogații lumii, bani, carduri în templu și Domnul Hristos s-o uita și la un dat a apărut o văduvă care avea 2 bănuți, tot ce avea ca să trăiască și a aruncat în cutia templului. Și Domnul Hristos spune, ea a dat cel mai mult pentru că a dat tot ce avea ca să trăiască. Ești tu gata să sacrifici tot ce ai ca să trăiești pentru alții? Da? Nu? E greu? E ușor? Fără Dumnezeu e imposibil. Dar cu Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Mai am o întrebare. Cum stai cu afecțiunea față de lume? Care sunt lucrurile, gândește-te în următoarele secunde, care sunt lucrurile la care ți-e efectiv greu să renunți? Spunea cineva că suntem într-o generație în care iubim mașinile mai mult decât pe Dumnezeu, iubim gadgeturile mai mult decât pe Dumnezeu. Toată ziua stăm cu el în mână, corect? Care sunt lucrurile la care ți-e greu să lași, să le dai drumul? Afecțiune față de lume. Ultima întrebare, pentru că acum ne vom lovi de una din cele mai mari iubiri pe care omul poate să le aibă, e iubirea față de sine. Și atunci când te iubești pe tine, e imposibil să-L iubești pe Hristos și pe ceilalți. Vreau să te întreb, împlinești porunca, cine vrea să mă urmeze, să se lepede de
ce crede El, ce vrea El, agenda Lui, ce poftește El, ce visează El, să-și ia crucea în fiecare și să mă urmeze. Cum stai cu iubirea față de tine? Dragilor, iubirea față de sine a nenorocit mulți oameni pe planeta asta. Patologii se nasc din iubirea față de sine. Nebunie, mândrie, lepădare de Hristos. Sinele știi cum strigă, eu am dreptate. Ce cred eu? Ce vreau eu? Ce simt eu? Ce simt eu? Ce vreau eu? Ce cred eu? Dreptul meu! Un om crucificat, un om ca Pavel, știi ce strigă? Ce vrea el? Agenda lui, voia lui, împărăția lui, facă-se voia ta precum în cer. Domnul Hristos spunea în stulul cărții, este scris despre mine, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule, iată un Hristos care se lepădase de sine, un Hristos crucificat. El n-a luat crucea doar la Golgota, El a trăit crucea până la Golgota. A purtat-o în fiecare zi. Câteva concluzii sunt clare din acest text. Întotdeauna dragostea de Domnul ne provoacă la imitare și asemănare cu El. Întotdeauna. Dacă nu semeni cu El și dacă oamenii din jur nu spun cum îi spuneau lui Petru, se vede că ai umblat cu Galileanu. Uite și vorbești ca El și te porți ca El. Scopul poruncii este dragostea. El vrea să ne asemănăm cu El, vrea să venim în asemănare cu El. Întotdeauna, spune cu mine, întotdeauna. Dragostea de Domnul ne provoacă la imitare și asemănare cu El. Întotdeauna iubirea de Domnul se reflectă în relația cu Scriptura. Întotdeauna. Când îl iubești pe Domnul, iubești cuvântul Lui. Cine mă iubește, păzește poruncile mele. Întotdeauna dragostea de Dumnezeu trebuie să întreacă dragostea de familie. Întotdeauna. Dragostea de Dumnezeu trebuie să arate și să fie dublată de fapte în iubirea față de frați. Întotdeauna. Dragostea de Domnul trebuie să se vadă în lepădarea lumescului și a lumii. Și întotdeauna dragostea de El trebuie să se vadă prin lepădare de sine și purtarea crucii zilnice. Dragii mei, avem bisericea și predicatori care nu mai predică despre lepădare de sine. E totul despre ce vrea Dumnezeu să-ți dea. Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te vrea bogat, Dumnezeu te vrea bine, Dumnezeu te vrea. El e ca un fel de Moș Crăciun care îți dă de toate. E acolo pentru tine, să te slujească pe tine. Și am întors scripturile și le-am răstălmăcit. Noi suntem acei robi netrebnici care îl slujim pe El. Da, El ne iubește cu dragoste nelimitată. Dar dragostea asta nelimitată a Lui trebuie să te provoace, pentru că dacă nu te scoate din peștera ta, din confortul tău, din locurile care sunt ție bune, dai sacrifică pe alții, atunci însă nu-L cunoști, încă nu-L cunoști. Spune Scriptura clar că dacă noi iubim lumea și lucrurile din lume, dragostea Tatălui nu este în noi. Trăim o minciună. Haideți astăzi să ne cercetăm și să ne întrebăm, oare este această dragoste minunată de care cântăm la biserică activă în viața noastră? Pentru că dragostea întotdeauna are roade. Întotdeauna e dublată de fapte. Un soț îi spunea soției în fiecare zi, te iubesc, și ea striga înapoi, vreau fapte. Vreau fapte. Dumnezeu ne spune că ne iubește, a pășit și a dat pe singurul Lui Fiu, a dat. Noi spunem că Îl iubim, dar nu dublăm cu faptele noastre. Dar știi ce mi se pare că aud în vremurile astea? Exact ce îi spunea soția prietenului meu, vreau fapte. Doamne, te iubesc, Doamne, te slăvesc, și din cer strigă, vreau fapte! Vreau fapte! Imită-mă! Fă-mă o prioritate! Iubește cuvântul meu! Iubește-ți aproapele, sacrifică-te pentru El, leapă-te lumescu, crucifică-ți sinele și vino și urmează-mă. Vreau fapte, căci dragostea lui Dumnezeu e incredibilă, e imposibil de egalat, e nelimitată, însă dacă noi nu răspundem la ea,
nu se va întâmpla nimic. A venit un copil la mine mai dimineața. Mi-a spus că ascultă un cântec tare de tot, nu voi muri, și m-am rugat pentru el. Puteam să mă uit la el ca o stană de piatră să nu răspund, dar am răspuns. Am răspuns la dragostea lui. Am răspuns la inima lui. Am răspuns la mintea lui. Am răspuns la conversația cu el. Dumnezeu te cheamă să răspunzi astăzi la dragostea lui. Să nu mai stai pasiv așa, nu se întâmplă nimica dacă stai pasiv. Faci doar mătreață, atât. Doar buruienile cresc de la sine. Florile trebuie îngrijite. Grădina trebuie curățată, amin? Păi frate, nu mă iubește. Ai semănat ceva în ea? Săptămâna asta, păi n-am avut timp să semăn în ea, că eu sunt cu lucru, eu știu, eu fac bani pentru familie. Domnul să te binecuvânteze că faci bani. Dar tu trebuie să semeni în grădina soției tale ca ea să poată să răspundă. Dar ea a răspuns? Păi am spus de 10 ori că o iubesc și nu, nici măcar nu s-a uitat la mine. Zidește-ți casa, femeie înțeleaptă. Nu ți-o dărâma. Îmi place ce se spune Scriptura și vreau să vă las cu un verset din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 23 și porunca lui. Aș vrea să-l citim împreună. 1 Ioan 3 cu 23. El are o poruncă față de noi. O să citim și 24, dar citim întâi 23. Și porunca lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Ne oprim aici. Vedeți că credința adevărată întotdeauna te duce la fapte. Observați? Credința în Iisus Hristos se reflectă în dragostea față de semeni. Mai citim o dată. Și porunca lui, nu sugestia. Iertați-mă că vă opresc. Nu sugestia. Dumnezeu nu are sugestii. Odată vorbeam cu Duhul Domnului în părtășie și am spus, wow, Doamne, ce idee bună, și Domnul mi-a spus, eu n-am idei bune, eu am porunci. Eu n-am venit să-ți dau sugestii, eu dau porunci, eu te iubesc, dar îți dau porunci, fiule, te iubesc, îți dau porunci, te iubesc, nu te duce pe calea asta, te iubesc așa de mult, fiule, ascultă, ia aminte la cuvintele mele. Și porunca lui, e o poruncă, este să credem în numele Fiului Său Iisus Hristos și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El, versetul 24. Cine păzește poruncile Lui, ce se întâmplă cu El? Rămâne în El și Hristos, El în El. Și cunoaștem că El rămâne noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Iată că poți să strigi să mergi la stăruință cât vrei tu. Poți să urli, să strigi către cerul cât vrei tu și să vorbești limbi cât vrei tu. Dacă nu treci la fapte, e egal cu zero. Credința fără fapte e moartă. În ea însuși, spune Scriptura. Când păzești poruncile Lui, atunci demonstrezi că-L iubești, amin? Și poruncile Lui nu sunt grele, pentru că avem cel mai mare ajutor, pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu noi, care ne ajută să iubim. Dragilor, vă spun ceva. Când m-am întors la Dumnezeu, am citit prima oară cele 10 porunci. Am bifat și toate, am zis, Doamne, am păcătuit. Eu vreau să întreb în dimineața asta, de curiozitate, dacă ar fi să fii judecat doar pentru sau după cele 10 porunci, crezi că ai merge în iad sau în cer? Doar așa o întrebare simplă. Doar după cele 10 porunci. Să nu-ți faci chip cioplit. Să nu minți. Să nu furi. Să nu curvești. Să nu iei numele Domnului în... Doamne, iartă-mă de câte ori am făcut-o. Înainte să mă întorc la Domnul, de câte ori l-am înjurat, de câte ori am strigat către El, l-am blestemat. Ai ceva cu mine? Vrei să mă distrugi? Vrei să-mi distrugi viața? Când El căuta să mă salveze. Dacă am fi judecat doar după cele 10 porunci, noi toți am picat testul. De aia a venit Domnul Iisus Hristos într-o natură asemănătoare cu a noastră, ca să moară pe cruce pentru păcatele noastre, să ne dea o cale de salvare, că e singura cale, Iisus e singura cale, singurul adevăr, singura viață. De asta astăzi te rog frumos, nu spune nu dragostei lui Dumnezeu, care deja ni s-a arătat în persoana lui Hristos. Spune da hotărât. Da, Doamne, de astăzi aleg să fiu în asemănare cu Tine, inițiatorul. Da, Doamne, de astăzi aleg să Te pun prioritate, să nu las nicio afecțiune, nicio iubire mai sus decât Tine. Da, Doamne, de astăzi aleg să iubesc cuvântul Tău. Da, Doamne, de astăzi aleg să refuz lumescul și să jertfesc, să crucific sinele meu. Să-mi iau crucea în fiecare zi și să spun ca Pavel, pentru mine a trăi este Hristos.
Haideți să ne ridicăm împreună și să lăsăm Duhul Domnului să ne cerceteze. Întreabă-te, ai răspuns iubirii Lui? Este o iubire în inima ta mai mare decât iubirea față de El? Ai carențe mari la fapte? O, te iubesc, fapte! O, Doamne, te iubesc, fapte! O, dragostea mea, te iubesc, vreau fapte! O, iubitul meu, că te iubesc, fapte! Ah, că vă iubește tata pe voi, de-aia n-are timp să petreacă timp cu voi. Tata, fapte, ai promis că ne duci în parc, nu ne-ai dus, ai promis că ne duci acolo, nu ne-ai dus, ai promis că te dai cu trotineta cu noi, nu ne-ai dus, fapte! Credința fără fapte este moartă. Tată, îți mulțumesc că ești aici prezent și ne-ai vorbit și ne-ai spus că dragostea ta mare pentru noi s-a arătat prin fapte. Tu, Doamne, ai dat și ne-ai arătat modelul de dragoste jertfitoare. Ne-ai arătat modelul de dragoste jertfitoare, o dragoste nelimitată, o dragoste inegalabilă, o dragoste imensă, o dragoste mega care a venit și s-a dat pentru noi când încă eram păcătoși, când încă eram vrăjmașii tăi. Tu ne-ai iubit și ai făcut o cale de salvare. Ca astăzi noi să spunem da iubirii tale și să lăsăm această dragoste să ne impacteze toate domeniile vieții noastre. De la relația cu tine, relația cu Scriptura, relația cu familia, relația cu partenerul, relația cu copiii, relația cu lumea, relația cu sinele. Ești tu gata să lași această dragoste să te atingă?